Deșteptarea! Deșteptarea! Gata, n-am nimic. Uite, uite, ai văzut? Uite. Hai, da, repede! Repede, hai! Ne grăbește așa cum face el de obicei, dar mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a dat nicio panică astăzi. M-a lăsat un pic în pace, am muncit tot bine ieri. Gata, mergem, repede, hai! Rece, mergem că e târziu! Genes, hai că e târziu, tată! Hai, repede, repede! Acum nu știu dacă ne-a Mărinea trezit pe repede înainte că n-a mers bine aseară sau că avem foarte multă treabă azi. Ce faceți? Eu sunt mecanică. S-a spălat toată lumea, păi normal. N-am avut niciodată o echipă așa de serioasă, punctuală. N-a trebuit să vă forțez un pic nota, hai, îmbrăcați-vă, că trebuie să ajungem. Nu, din contră, mi se par prea serioși pentru ce fac eu aici. Bă, ce tare... Eu am plecat înainte, mi-am rupt o nuielușă, mi-am luat praștia la mine. Mi-e teamă de dragii ăștia doi, de Sony și japonezul ăsta al meu, că au început să facă complot asupra mea. Și zic, mai bine să fiu pregătit. A întârziat moșul. Ciudat. 30 minute. Ieri, 30 minute întârziat. Eu așteptat față ușa. Pro! Da, a întârziat, el se grăbea, dar ne-a așteptat în colțul ăla și a început să ne tragă un pic de pietre ca să ne grăbească. Dar el a întârziat, nu da, noi. Noi eram întârziați în timp. Da. Știi că ce s-a întâmplat a salvat foarte mult. Cum? A salvat? T-a salvat pe tine. De ce? A, zice, dacă veneai mai de dimineață, te distrugeam. A, mă distrugeați? Păi ia uite, băi, nebunilor, ce am aici. Când am pus mâna, imediat fug. Cum văd că pun mâna la buzunar? Câteodată nici nu am praștia la mine. Dar atât de fricăle de mine... Am dormit lemn. Da? Lemn. Da, ați lucrat super tare ieri. Da, stocănit azi noapte, taca-taca-taca-taca-taca-taca. Când venim foarte obosit și asta, poți da, vorbim un pic, ne relaxăm, de când în când ne relaxăm prea mult și da, nu le place foarte mult pe Neamărin, că chiar era aici geamul lui Neamărin și aici patru copii disperați, isterici, dar foarte relaxați. Ia, stai așa. Da? Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Nu știu cum se reușește tot timpul, dar când sunt lângă Neamărin, sună un telefon și trebuie să-mi iau rolul de traducătoare. How are you, Mr. Marin, today? Cum sunteți, Neamărin? Foarte bine. Very good. Neamărin is very good. Always. Ne-a sunat doamna Mariana că are un prieten care lucrează ceramică și ar vrea să trimit o parte dintre ei la prietenul ei. Am gândit, bă, o să-i trimit. Și să-i facem rost de stridii. Dacă astăzi sunteți muncitori, o să serviți masa de prânz undeva ca lume. Dacă sunteți muncitori, de voi patru, sunt mulțumit până la Dumnezeu. Echipă tare, voi, America Express. Mulțumesc mult! Primul compliment după 3 zile a venit astăzi. A crescut pipota noi. Ăștia doi... Am muncit! Da! Eu, datorită vouă, da, ieri am făcut un posteu de tensiune, pentru că am fost cu ei și să spună ei, hai să adunăm roșii, ardei, să venim repede, în timp ce voi vă plimbați pe mare cu barca. Dumnezeu, Neamărin, când mă bat, dau vina pe noi. Da, vina pe noi. Da. Ne-a dat vina pe noi că le stresam foarte mult, că noi din coace, da. Simplu și scurt, el a stat pe soare prea mult și de aia i-a luat nașpa. Păi ala e, lasă-l-o. Da. Bun, mexicanu, Melinda. Prezent. Merg la ceramică. Parcă mi-ar fi plăcut mie să merg la ceramică, că eram cred că prin Guatemala sau prin Columbia pe undeva și mi-aduc eu aminte cu ceramica frumos, pui pământul pe roata olarului, îl iei, îl prelucrezi, e activitate fără prea multă mișcare. Restul, mergem la stridii. Bine? Asta e, am tras noi bățul mai mic, mergem noi la stridii
și se duce Melinda cu Joaquin la ceramică. De acum, sincer, sincer, când am auzit Stridii după experiența mea pe mare cu midiile, sincer, mi-ar fi plăcut să mă trimită la Stridii. Acum mă duc la ceramică, ce să fac. Eu sunt foarte stresat de spectacol. Mă gândesc că dacă noi până astăzi nu ne-am apucat să facem nicio repetiție, nimic, nimic, dacă tot ne-a sunat doamna Mariana, să-i propunem astăzi, pentru mâine, să facem acolo spectacol. Să aducem noi oameni la restaurant și să facem noi spectacol pentru oamenii care mănâncă în restaurantul ei. Avem aici Sony care poate să facă un pic de jonglerii. Tu poți să faci un moment al tău. Jeane, hai, Iane, și cântă-ne ceva la chitară, ne cânti câteva piese. Melinda, dansezi. Îl avem pe Richito la bucătărie. Îl avem pe Joaquin care să facă niște cocktail, margaritas, ceva mexicane de ale lui. O scoate mai bine la restaurant decât la scenă, unde nu-i nimic. Avem doar scena și noi n-avem dansuri. Eu pot să dansez, mă gândesc că poate mergem mai devreme și începem cu niște hore sârbe să-i luăm pe români, să-i punem la masă. Pentru că am observat pe unde am fost, chiar dacă au ei mâncare bună, bulgarii și preț, calitate-preț, nu am văzut decât lângă noi acolo unul care cântă în fiecare seară aceleași 5 piese. Noi putem să facem un spectacol super tare. Sunteți de acord? Îi propunem astăzi? Da. Da. Am făcut tot ce a vrut ea. Facem. Vreau miel, vreau lapte, vreau, i-am adus de toate. Acum să înțelegă că noi ne dorim asta și putem să-i aducem foarte mulți clienți așa. Da. Ok. Hai, o idee care tot echipa până la urmă am acceptat. Melinda, haideți! Avem ochelarii aici. Auzi, vezi că ăla și-a uitat ochelariul undeva și-i caută de la mine. Sony, lasă. Haide, Ricky, Sony, haideți! El mi-e grăbea. Hai! Hai, mă, Sony, ce cauți atâta? Haideți, mă, de ce stăm? Mi-ai luat ochelarii. Stai în genunchi aici. În genunchi. Cine furase ochelarii? Moșuleți. Dacă până la 3 nu ești în genunchi, distrug tot. 1, 2, 3. Și m-a pus în genocchio, în fața lui, să le pup mâna. Mama! Da. El crede că el este popa de la... E papa. Da, popa. Da, și? Da, finașul. Okay. Frumos din partea dumneavoastră. Respect maxim. Mersi. Foarte tare. Pace, că altfel distrug. Ai avut noroc de dimineață. Da? Da? Bine.